Un miracol pe zi. Crede în înviere. Hristos a înviat. Este mai mult decât un salut, este un fapt istoric. Dovezile învierii sunt multiple. Le găsim în traseul bisericii care de 2000 de ani, în ciuda derapajelor și a falimentelor umane, își continuă mesajul. Ucenicii timizi și bulversați de moartea învățătorului lor nu ar fi putut schimba lumea fără această forță incredibilă a învierii. Toată natura vorbește despre puterea revenirii la viață după pustiul iernii. Întreg universul cântă această promisiune a regenerării, a aducerii la stadiul perfect inițial. Ceea ce a fost furat, smuls, prădat de păcat va fi restituit. Vom primi trupuri noi, neatinse de boală și moarte. Vom primi nume noi, neafectate de petele păcatului. Vom trăi cu adevărat, de plin, complet. Am început deja viața din abundență împreună cu El și o vom avea de plin și în trupurile noastre, la înviere. Nu se termină totul la mormânt. Viața învinge moartea. Păcatul a fost achitat de Hristos, iar noi îi aparținem Lui. Lasă bucuria aceasta să inunde inima ta. Fă liniște în noianul gândurilor și al emoțiilor tale. Mă rog pentru tine ca să crezi din toată inima că Hristos este viu și că acest adevăr fundamental schimbă povestea ta. Mă bucur că existi! Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.